Salutare! Eu sunt Gabriela și astăzi vom parcurge devoționalul împreună. Jennifer se întoarse și se prefăcu că ar căuta ceva în dulapul ei de la școală. Părul lung îi ascundea ochii înlăcrimați. Nu voia să o vadă nimeni că plânge. Urât-o! Îi răsuna în cap. Cum a putut Ashley să spună așa ceva despre mine? Se gândia. Ar trebui să-mi fie prietenă. A auzit-o toată lumea de pe hol. Jennifer nu a mai luat autobuzul în ziua aceea spre casă, ci s-a dus pe jos. A intrat prin curtea din spate pentru ca Ashley să nu o vadă mergând singură acasă din casa ei de peste drum. În noaptea aceea a stat trează gândindu-se la toate lucrurile pe care le-ar fi putut spune. Poate că bătaia doare, dar cuvintele răutăcioase dor și mai tare. Suntem oameni de teflon. Când vine vorba de acele tigăi, nimic nu ar trebui să se lipească de ele. Dar lucrurile nu sunt întotdeauna atât de ușoare. Dacă niște bucătari neatenți zgârie teflonul, atunci acesta nu își mai face treaba. În cazul nostru, dacă suntem zgâriați de oameni neatenți, insultele care nu ar trebui să ne afecteze se lipesc de noi mirosind a mâncare arsă. Ești urât, ești prost. Nu vei avea niciodată o iubită. Nu vei ajunge niciodată în echipă. Acele cuvinte dor. După cum spune Biblia, cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii. Iisus însă știa cum să evite ca spusele oamenilor să se lipească de el. Citește 1 Petru, capitolul 2, versetele 21 la 25. Cum a reacționat Iisus la remarcile umilitoare? Iisus nu a răspuns tot cu insulte. Lucrul acesta l-ar fi făcut la fel de rău ca cei care îl chinuiau. În schimb, el s-a încrezut în Tatăl, care vede totul. Și a dat seama că părerea lui era cea mai importantă, mai importantă decât toate celelalte adunate. Oare te cunosc oamenii care îți fac rău? Nu la fel de bine ca Dumnezeu? Sunt spusele lor adevărate? Poate. Dar dacă într-adevăr este ceva în neregulă cu tine, Dumnezeu îți spune lucrul acela într-un mod constructiv, cu blândețe, la timpul potrivit, ajutându-te să te schimbi. Poți lăsa insultele să cadă ascultând ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Tu ești fiica sau fiul lui. Te iubește mai mult decât oricine altcineva. Ascultă cum evaluează Dumnezeu cuvintele tale, modul în care te îmbraci, felul în care arăți, atitudinile, acțiunile, păcatele, defectele și calitățile tale. Opinia lui Dumnezeu este singura care contează. 1 Petru, capitolul 2, versetul 23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Fii și tu ca Iisus. Alege să adopți o atitudine senină.